Bună ziua și bine ați venit la ședinții lucrării ședinței ordinare a Consiliului Local, convocată prin dispoziția primară 236 din 23 octombrie 2016. Suntem în prezența majorității convocate, ceea ce îmi spune ședința legală constituirii. Pentru bun mers al desfășurării ședințelor, v-aș ruga să faceți propunere pentru alegerea unui președinte. Domnul Măciuc, ați ridicat. Propun pe domnul Căreuș. Domnul Căreuș. Domnul Titel. Și doamna Geria Canica. Cine este pentru propunerea domnului Măciucă, ca domnul Căreușu să fie președinte? 1, 2, 3, 4, 5. Cine este pentru propunerea domnului Titel pentru doamna Anita? Trebuie să fie, măcar dumneavoastră, ca să propunător. Care vor din două? Ați scăpat. Da, vă mulțumesc pentru propunere. Și dacă îmi permiteți, am să declară deschis ședința din 30 a 10 a 2018. La primul proiect de hotărâre privind decontarea călătoriei pe mijloacele de transport ale cadrelor didactice pe luna septembrie 2018. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului de funcții al școlii gimnaziale Strugari pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic. Și ultima, am înțeles că nu s-a scos de pe ordine, că nu a fost aprobat în mai. Mai avem diverse și dacă mai aveți propuneri. Dacă nu mai sunt, dau cuvântul domnului primar să ne prezinte materialul. Primul punct de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contravalorii călătoriei pe mijloace de transport în comun, ale mijloacelor de mijloacele de transport ale personalului didactic de la școala Strugari pe luna septembrie 2018. Având în vedere raportul compartimentului de specialitate, expunerea de motive, adresa 2440 a școlii gimnaziale, precum și prevederea articolului 2 din instrucțiunile privind decontarea navetei cadrelor didactice ale Ministerului Educației, Cercetării, Tinerilor și Sportului, la articolul 1 se propune aprobarea de contării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la școala gimnazială Strugari pe luna septembrie în sumă de 3.014 lei. Ca anexă la proiectul de hotărâre există acest dosar în care pe baza centralizatorului, dacă vă uitați, sunt decontările atât pe bilete de călătorie, cât și pe bon carburant, cum se spune, în funcție de distanță și de kilometri parcurs. Contravaloarea biletului de călătorie se decontează așa cum este prevăzut, conform biletul de călătorie, iar pentru carburant, 7,5 litri de motorină sau benzină la 100 de kilometri parcurs. Dumneavoastră aveți aici dosarul și proiectul de hotărâre și dacă se poate să-l propunem spre aprobare. Dacă aveți discuții. Dacă nu avem discuții, am să spun la vot primul proiect la ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Și două abțineri. Două abțineri? Două. Domnul Hangaranu și domnul Măciucă? Da. Am să spun și motivul. La divers. Trebuie să spuneți lui. Discutăm la diverse. Domnul primar, al doilea proiect. Proiectul de hotărâre la al doilea punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului de funcții ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic de la școala gimnazială Strugari pentru anul școlar 2018-2019. Având în vedere raportul compartimentului, expunerea de motive, adresa școlii gimnaziale Strugari,
și în baza dispozițiilor articolul 26 alinea 9, articolul 45 alinea 1, articolul 115 alinea 1 din legea 215, republicată cu modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre. La articolul 1 se aprobă statul de funcție ale personalului didactic de predare, didactic, auxiliar și nedidactic de la Școala Gimnazială Strugari pentru anul școlar 2018-2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărârii. La articolul 2, prezenta se va comunica instituției prefectului Bacău, școlii gimnaziale și persoanelor interesate. La expunerea de motive, având în vedere adresa 2350 din 12-10-2018, Școala Gimnazială Strugari ne înaintează statul de funcție ale personalului didactic, auxiliar și nedidactic, pentru anul școlar 2018-2019, în prevederea articolului hotărârii de guvern numărul 174 pe 13-12-2003, privind finanțarea învățământului superior universitar, a prevederilor legii 215-2001, și care spune că în fiecare an Consiliul Local aprobă în ședință de Consiliul Local organigrama și statul de funcție a școlilor de pe raza comunei din punct de vedere administrativ. Datorită prevederilor legale în vigoare, prezentul proiect înaintat dumneavoastră se cere spre aprobare în ședința ordinară de astăzi. Dumneavoastră v-ați uitat pe proiectul de hotărâre, am văzut. Ca să dau citire statului de funcții. Ca și categorie de personal didactic. Și unitatea Școala Gimnazială Strugari are doar o singură unitate, este reprezentată ca fiind o singură unitate cu caracter juridic, pentru că, așa cum știți, în funcție de număr de elevi, poate să fie pe OAT, chiar două sau trei unități juridice, să le spun, așa, care se reprezintă școala. Deci poate să fie constituit de două sau trei unități juridice. La noi, există doar Școala Gimnazială Strugari reprezentată de o singură unitate juridică. În cadrul statului de funcții este prevăzut un director, un educator, directorul, dacă dau citire, e cu studii superioare cu vechime peste 25 de ani, educatorul studii medii peste 25 de ani, învățător gradul 1, studii medii peste 25, învățător grad 2, mediu, între 20 și 25 de ani, profesor gradul 2, cu studii superioare 10-15 ani, profesor definitiv, cu definitivat, studii superioare 15-20, un profesor cu grad definitiv superior cu 1-15, un profesor cu grad superior între 15 și 20 de ani, un profesor cu definitivat între 10 și 15, un profesor cu gradul 2 între 5 și 10, profesor cu grad cu definitivat 5 și 10, avem și un profesor debutant cu studii superioare cu vechime până la un an, pentru că încă nu s-a terminat anul școlar, un profesor cu definitivat superior peste 25, un profesor gradul 1 peste 25, cu studii superioare, un profesor cu gradul 1 cu studii superioare între 10 și 15, un profesor pentru învățământul preșcolar gradul 1 peste 25 de ani, un profesor cu învățământ preșcolar grad 2 peste 25 de ani cu studii superioare, un profesor pentru învățământul primar cu definitivat superior 15-25-20 de ani, un profesor pentru învățământul primar gradul 1 studii superioare între 10 și 15 și un profesor pentru învățământ primar gradul 1 peste 25 de ani. Mai avem un profesor pentru învățământ primar debutant
până la un an, cu studii superioare, un profesor pentru învățământ primar, mediu, până la un an. Tot în statul de funcții, mai avem un administrator financiar, un bibliotecar, administrator financiar fiind contabil, un bibliotecar, un secretar. Ca îngrijitori pe toată raza localității, la toate școlile, sunt 4 îngrijitori și un muncitor. Îngrijitorii au și o funcție de fochist și muncitorul este prevăzut la toate școlile care fac toate întreținerea. Dacă vreți, vă spunem și numele acestora. Avem 25 de profesori, fără să spunem numele la fiecare. Avem 25 de profesori. Avem un contabil, un secretar și un administrator și încă 5 muncitori. Îngrijitori cochiți, îngrijitori muncitori. Total, angajați conform statului de funcții, sunt 33 de salariați. Din cei 33 care sunt pe statul de funcții și care au început școala, un cadru didactic, doamna Cărăuș Adina, este detașat în interesul învățământului. Deci rămân 32 angajați la ora actuală, conform statului de funcții. În anexă avem vreau să spun că este prevăzut tot și norma didactică, dumneavoastră v-ați uitat, probabil ați văzut aici cum este prevăzut la fiecare, ca să facă toată încărcătura la fiecare profesor în parte. Discuții la probleme? Sau doi la proiect? Astăzi se pune la vot. Cine este pentru? Eu mă abțin. Și o abținere, da? Domnul Hanga se abține. Domnilor consilieri, diverse. Eu mă așa scrie. Domnul Hanga și domnul Dârlea. Cu două rugăminte. O rugăminte, domnule secretar. Da. Mi s-a întâmplat ca să au instituții să mă întrebe ce calitate am eu de... Am avut ocazie să merg cu o persoană și aș vrea să fie o legitimație de consilier local. Ca eu, dacă mă duc și mă prezint în... E un aspect legal. Din cauza că, de exemplu, mi s-a întâmplat, spune, domnule, dar dumneavoastră cine ești? Ești afară. Nu are dreptate. Să spun, domnule, uitați, ești consilier local, reprezint omul, îi om din comună de la mine. Ai te referi în raport cu alte instituții? Corect, corect. Și am avut ocazia ca și cred că eu... Ca să poți să te legitimezi calitatea asta de ales local și să spui că reprezinți persoana din vinovare. Bineînțeles. Are dreptate. Adică e chestii care... Am pățit o să mă fac. Dar am un moment dacă... Să mi-ar duce să știi poți. Da? Pe alea trei pe papă. Da, uite, e o chestie... Adică ce înțelegi și bine te păresc în ziua aia. Bine, fac, avem plastifieri, putem să facem ușor. E cel mai bine, noi putem să facem... Facem și-l ciclăm. Pune și o ștampilă la primărie. Exact, la primărie, exact. Păi, uitați, facem așa. Tot să faceți fotografiile la 3x4 și... Da, asta e discuția asta cu fost de ani de urmă. Păi, acum am fapt, nu-mi prezența mea. Nu-mi prezența mea, dar este un aspect... Nu, dar are dreptate din ce cauză. Are dreptate din ce cauză. Dacă, de exemplu, eu îl văd pe domnul Trobin. Așa, nu îl cunosc, așa. Așa, nu-l cunosc, dar cine ești tu? Ce ești tu ca să-mi ceri mie condiții? Să dea Dumnezeu numai această legitimație, să fie un impediment în realizarea pașilor bunii de precedență. Așa e corect. Bătarea e corect. O să o fac, deci dacă mi-aduceți poza. Chiar dacă nu le aduceți toți, cine mi-aduce, îi fac legitimație. În același zi, promit. Nu, dar asta e pentru toți trebuie. Păi, trebuie să mi-aduceți poze tot. Trebuie să faceți poze. Dar nu-i masă. Mă duc la Crici, mă duc cine-s eu.
Acolo nu mai e. Dacă mă duc în alt țară. Vă primești și fără legitimație. Dacă te duci, propunerea este bună și trebuie să o legitimăm, că asta este corect. Da, corect. Altceva. Mulțumim, domnul Ivan. Și aș mai vrea să întreb dacă se va scoate la concurs sau este scos postul de fochist. Este în procedură acum de concurs, pe data de 5 ale lunii se afișează anunțul la primărie. Concursul va avea loc pe data de 27 noiembrie, cu două probe, probă scrisă și probă interviu. Deci 27 noiembrie va fi. Acum suntem în procedura de publicare la monitor oficial. Probă practică, studii medii, medii generale. Deci, ori profesional, ori legeu, e valabil și cu profesional. Deci studiile sunt medii. Am scos postul de studii medii. Da, să știți. Da, adică, chiar așa specific în statul de funcții, medii generale. Ați înțeles? Și, și cu profesională și cu liceu. Deci concursul va avea loc la ora 10, de data de 27 noiembrie. Dacă vin lucru cu facultate... E problema lui dacă accept. Deci e unul, nu? Da? Dacă accept un post... Deci, noi suntem aici, domnul secretar a spus că este un criteriu minim. Păi așa. Dacă vin cu alte studii superioare... Vin cu studii superioare... Deci obligatoriu, obligatoriu ori o diplomă de profesională, ori o adeverință că ai absolvit liceul, ori o adeverință că ai făcut școala de fochist. Medii generale sunt studii. Studii sunt absolvite cu o diplomă de 10 clase, profesională sau de 10 clase. Și dacă vine cu diplomă de fochist, de meseria asta? N-am cerut condiții specifice, pentru că o să-l școlarizăm noi. Și dacă el are studii de asta și el n-are meseria de fochist, Cum nu este? Legi care nu chiar ne dă voie că, pe baza transparenței care există și a unor criterii de calificare a persoanelor care se vină să acceseze un loc de muncă, să-i pun o restricție, primesc numai femei sau numai bărbați sau numai fochiști. Nu, domnule, noi am spus o pregătire minimă să fie de 10 clase sau de profesional sau de liceu, cu diplomă sau fără. Sau cu facultate poate să vină oricare. Era colegă în primar, minim o clasă. Pentru cum să ai fac 10 clase, viitor evoluție, deci... Da, dar nu te mai angajează nimic cu minim 8. Dar învățământul obligatoriu știu bine de 10. Dom'le, nu te... E învățământul obligatoriu. Păi și eu fac ce era în urmă, eu suntem în 2018. Dar luăm, defavorizăm persoanele care... Băi, Viorel, dar au trebuie să știu. Dar cu nu, are cu o clasă. Haideți să înțelegeți asta. Dacă legea la ora actuală spune că învățământul obligatoriu de 10 clase, da? Eu pot să spun că administrația locală nu știu, dacă în instituțiile publice nu pot să faci... Adică e și la noi, și la noi, de exemplu. Băi, nu e un criteriu greu 10 clase, Doamne, iartă-mă la... Dar majoritatea de la noi din localitate au 8. Și de cine nu au făcut 10? Sau 10? Deci e normal să atrag un om care a fugit în clasa 8-a de la școală? Nu, profesional, să nu murim și noi aici o chestie. Eu cred că are și ce mă dreptate. Să spun ce fac. Eu așa. La data când, eu, să zicem, am fost la școală, era 8 clasă. Obligatoriu. Atunci. Acum nu mai sunt 8. Bun, dar eu vin de clasele care le-am avut atunci, care erau valabile astea. Aia e tot. Păi la aia să se referă... Asta mă refer. Da, dar noi ce putem să facem? Bine, am înțeles.
Da, dar nu pot. Acum aștepteați, nu mai trebuie să scriu 8 clase, să știți ce crezi, să știți să scrii. Da, la mulțime. Ai dat un coro de treabă. Adică vreau să spun deja ce crezi clasa aia este și cea care... Generale, da, la generale, la ora actuală înseamnă 10 clase generale. Când zici tu erau 8 clase, sau poate cum vreau nenea Ghiță, erau 4 clase. Eu n-am de mult să știu cum era înainte învățământul obligator. Era 7 clase. Știți care e problema? Noi suntem la stadiu de a discuta, dar nu putem să dăm înapoi așa cum... Da, ca să știți, cine e interesat, pe data de 5 va fi anunțul în avizier, da? Și pe site-ul primăriei. Pe data de 27 va fi concurs. Sunt condiții în care să... Nu îl departajez după facultate. După ce scrie acolo pe hârtiile? Să aibă bibliografie? Principalul este să găseți oameni. Sunt condiții pe care legea... Dar nu-i fotis, nu faceți greșeala. Dar nu-i fotis, nu faceți greșeala. La centrală cine e? El e muncitor, oameni. Muncitor. Și de ce îl bagi la centrală? Dar de unde știi că îl bagi la centrală, domn primar? Eu nu știu, dar de unde știu? Dar eu vreau să știu. Păi el întrebe, domn primar, nu văd ce dacă o să avem vreun candidat admis, o să discuți cu domnul primar. Domn primar, unde îl pui? Poate domn primar vrea să iau autoutilitară și vrea să-l pune la sărăriță, de exemplu. Și de ce discuți acum de potest cu... Dar mai am cine nu vrea chestii, eu am spus de muncitor, La centrală nu trebuie calitate. Da, dar vara ce faci la centrală? Eu am spus de centrală și de fotist, eu n-am spus așa ceva. Vara ce faci la centrală? Măi, vara când, dacă tu ai calificarea asta, nu? Da, dar ești centrală, nu? Și vara ce trebuie? Păi nu, că le spune în altă, eu am calificat de fotist, eu nu fac altceva. Dar mata, haideți vă rog să vedeți. Mata la locul din muncă, ai pus la locul din muncă. Păi nu, așa spune. Eu i-aș pune o întrebare, domn Titel. El a lucrat în petrol. Sigur l-a calificat la așa. Dumneavoastră poate nu ați fost calificat la locul de muncă. Nu. Ați fost o excepție, dar marea majoritate a maestrilor și a tuturor celor care au lucrat în petrol s-au calificat la locul de muncă și au dat grade la locul de muncă. Sunt doar șef și prin calificări de acolo la locul de muncă. Știu că... Dacă vedeai rezultat. Păi nu era rezultat. Cum se făceau interesat să fii mai... Rugați-vă la Dumnezeu să vină să prezintă la concurs. Să intră o persoană integră, să nu mai stau cu frica că Doamne ferește, că știți ce-o fost înainte. Da. Da, mulțumim. Domnul Dărlea. Aș vrea să amintesc domnului primar, nu că pentru mine, acolo sunt referitor la fântânile astea care se cam degradează și avem nevoie de ele acolo. Mai ales cum se pune problema acum, că văd că nu sunt intenții de a ploua. Și nu e exclus ca să fie să mai cu mult necesar. Să aveți în vedere când se poate și să facă ceva cu ele. Vă spun, chiar să vă uitați și dumneavoastră, că se dărâmă, mai ales aia din partea elantă, de unii parchează acum mașinile se care fac drumul, se ruinează și dacă le pierdem, o să fie mai greu de reparat pe oameni. Mai mici ne-ar trebui să parchează acolo. Nu asta am referit. Eu mă refer la fântână, să aibă în vedere. Uite, comunitatea noastră este mulțumită de ce am făcut acolo cu... și apreciază gestul și v-a spus, doamne, dacă s-ar face ceva aici, ei sunt mulțumiți să facă până dacă o să fie cu problemă cu apa pe parcurs. Dar v-a spus, domn primar? Ei, nu, eu am amintit, în limita posibilităților, domn primar, să aibă în vedere și să facă treaba asta. Eu așa aș ruga, e chiar necesar. Să discute. Da. Da. Să discute, exact. Da. Mulțumim, domnule. Asta am avut. Da. Mai e cineva? Să mai înscrie. Am vrut să mai zic ceva, dar nu. Poftiți. Vreți să pui cu profesorii, că m-am abținut. Nu știu programa la profesorul de sport, dar numai de a alerga cu ochii, știi. Nu se mai face și o gimnastică și altceva. Eu dau exemplu fata lui Ionel Anil. O alergat-o până în plăță jos și nu a crezut-o. O dus-o la baiul vomitat cu ochii, la două zile s-a operat la bacul de apendicită. De ce nu crede cu ochii? Că nu poate să mai alerge.
Nu știu. Tine, doctor. Da, știi, numai să alergi, să vii prin Bârlau adânc. La școală, cu Bârlau adânc, să tot alergi, nu eu. Eu aici v-aș da un răspuns, domnul Măciu, că noi întâmplători suntem aici deasupra terenului de sport. Și eu și domnul secretar avem geamuri către terenul de sport. Când o să fie o oră de sport, o să fie invit. Și am văzut acolo că un profesor vine cu elevii pe terenul de sport, face niște mișcări în cerc de gimnastică, de pregătire, așa, ca să facă niște mișcări mai ample. După aceea au niște, nu i-am văzut să alerge o oră în continuu. Au pe lungimea terenului 30 metri sau câte acolo și fac niște alergări sprint. Probabil sunt prevăzut din programa școlar. Chiar nu i-am văzut să alerge de aici până în capătul comunii la Nardi și așa înapoi. Nu au timpul necesar. Dar dacă s-a întâmplat așa ceva, noi înțelegem. Și noi am fost copii, știm că și noi când eram copii s-a întâmplat cu unii copiii să aibă probleme. E bine că s-a întâmplat ceva mai grav. Dar putea să fie peritonit de imediat. Da. Știi care e problema? Probabil și fata putea să zică, eu nu mă simt bine azi. Nu mă simt bine. Dar eu spus și dar nu crezut-o, nu da, mai. Dar că nu a luat-o și în urma lui, a legat-o și după el și-o a legat. Nu, nu poate copiii. Ei, că să nu s-o duci cât îi faci. E posibil, n-am fost acolo. Ce să fac? Dar sunt și dar problema, știi care e treaba? Noi, eu știu că dumneavoastră în calitate de părinte, așa cum am fost și eu, părinte, știu că la începutul anului școlar ducem adeverințe de la medic, precum că este apt de sport sau este efort fizic. Toți părinții au dus adevențele astea. Profesorul când te vede pur și simplu la oră, chiar citește pe tine că cum ești bun apt astăzi. Deci așa e procedura. Eu am doi copii la școală. Așa deci nu am început prima oră cu sport până nu m-am dus la dus cu adevențele și am adus adevențele. Dacă este problemă de asta. Sau nu s-o știu de așa ceva de la începutul anului. Pe parcurs apare. A fost o problemă acută. Eu am fără problemă brusc așa. Dar să știi că eu chiar mă uit pe geam. Că dacă se mai manifesta mai dinainte, știa. Nu aleargă nimeni din nebun 50 de minute. Se face o încălzire, se face o rezistență. Esența sportului stă într-un cuvânt. Sutire de sport. Viteză, îndemânare, rezistență, forță. Ca să știți ce înseamnă educația fizică. Punct. Și profesorul de sport de la Slugari e bun. Eu mă noi pe geam și e în regulă. Face omul și handbal. Face și îndemânare cu mingea și de basket și de volei. Face și sprint. Cuvântul meu de onoare. Deci am văzut pe teren că exact expus aici. Și chiar mă uit, m-am și eu doi copii la școală și mă uit, nu credeți că nu m-au uit. Și am văzut că face cu mingiuța. Păi ce se poate face cu materialul care îl are? Dar se face, adică nu-i aleargă în jurul terenului. Nu, e exagerează, să știți. El a fost sportiv de performanță și vrea... Deci dacă ești sportiv de performanță, nu poți să faci performanță la Strugari. Faci cu copiii care vor să facă performanță. Pe ceilalți și lași și nu limita... Nu, a fost un problem de el trebuia deci... să spun. Domnul profesor, mă simt rău, da. El trebuia să spun... E bine să mai creadă și copilul. Dar și profesorul face în baza atestării medicului de familie. Se cer așa așa adevărat, e adevărat, dar eu, ideea e să... Îi spui, domnul profesor, să vă spun o altă chestie, care, dacă s-o deschis, Ionică, un elev a venit la școală și că profesorul i-a dat cu palma peste așa și s-a deranjat maxilarul. Da. Și s-a dus la școală, s-a uitat pe camere și nu era bine, adevărat. Da, uite, chestia asta este bine, o cameră de luat vedere să fie și afară și e bine că mi-a spus și vedem, domnule, doar toate acum se pot vedea online. Totuși au ieșit bine pentru că au ieșit cu bine. Că nu s-a întâmplat la tine. Doamne ferește, da, că apendicita știți ce spune. Se pot reîntâmpla. Oamenii sunt mai plânși și chiar am auzit multe glumiri dintre părinți care s-au plâns și față de mine. Că îi aleargă, că îi zăpăcești prea mult. Sport, frate, la fizică trebuie dar, să... totuși, adică, nu știu, adică am atenție. Păi, acum o să spun hamburger. Domnule, lăsați-o la problemă. Așa, în ziua de azi, un profesor cine vrea să facă sport în fața unui ele. Facă în parte cu el, da. Așa e să nu cu ei. Dar eu cred că... S-au ajuns copiii, domnule. S-au ajuns copiii...
Haideți, mai, chestia asta o mai putem discuta. Nu obișnuiește, mai ai ceva. Văd, se prelungește discuția. Declar închisă ședința dintre 10 și 18 și vă mulțumesc pentru prezență. Acum, dacă totul mai vine...